mai trezește nimeni. Bun. Pentru că, după cum v-am obișnuit cu reality-ul nostru, este un dans repetat în... zile. Într-o viață de amărin, pentru că dansul este făcut cu acea coreografie foarte periculoasă pe care îl răspunem celor de acasă să nu încerce absolut deloc, pentru că se pot accidenta. Face o ruptură de nu-ți mai revii niciodată. N-ai cum. Ferească Dumnezeu, calci acolo, strâm sau poate... Enjoy the moment. Giana! Exact. Încălzește-te că să nu faci vreo ruptură. Petitura de cineva pași. Pleacă stânga-dreapta, după care dreapta-stânga și după aia stânga-dreapta. E o chestie foarte... Ce? Foarte complicată. Din fericire pentru noi ne-a ieșit, din nefericire pentru Virgil... A uitat pașii și ăia mergeau drept, în drept, și ăsta sărea ca un cangur. Mulțumesc, domnul, că nu ne-am accidentat, pentru că era complicat. Bravo, copii! Sunteți minunați! Încă o dată! Un moment groaznic! De asta ne bucurăm că nu au fost spectatori în sală. Cangurul acestei serii este Virgil. Minunat! E no comment. Ce sunt călușeri? Călușeri. Și călușeri, ce sunt? Călușeri, lasă călușeri. Ca să zic un prezentare. Nu te apuca, nu te băga în astea. Ei nu știu care e diferența între călușeri și călușari. Călușerii sunt în Transilvania, ăștia care poartă diagonale cu tricolor. Călușarii sunt în sud, ăștia care poartă pălăriile alea cu panglici, nu ca ăștia cu căciulă și cu pană, cu bățul tricolor. Dragii noștri, acum chiar avem un moment cu niște dansatori profesioniști. Avem aici, în spatele nostru, niște călușeri. Cum spune domnul Barbu, că și el a fost călușer, dar n-a avut cal. Eu mi-am propus să joc cu copii ăștia, mi-au plăcut tare mult. Eu am îndrăgit jocurile astea din Transilvania de copil fiind. Dar am zis, bă, intru și eu ca să nu-i deranjez, așa era vătaful în mijlocul lor. Așa era în tradiție, vătaful mai în vârstă predă ștafeta la vătaful mai tânăr. Bravo! După care cele patru perechi de aici din zonă. Au dansat joc din perechi de aici din zona lor. Bravo! 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 A venit momentul unui alt invitat, un invitat deosebit în această seară, unul dintre cei mai inventivi bucătari, un artist din toate punctele de vedere și un mare fan al acestui oraș, pe care nu vrea să-l părăsească pentru nimic în lume, deși, vă spun sincer, ar putea să facă carieră oriunde pe planeta asta. Exact. Să mergem frumos lângă el, să vedem ce ne-a gătit în această seară. Ce mi-a gătit mie, pentru că este ziua mea și cu siguranță este seara mea. Pentru că e ziua ta, ți-am făcut 3 deserturi. Mai altfel decât... ar trebui să fie un desert. Aici avem planeta Saturn. Saturn, da, este după pentru Marte. Tine și micile planete. Este un salam de biscuiți. La fix. Bun. Așa, bun. Mulțumesc. Aici avem o lumânare comestibilă, să se dau foc. Doar fitilul nu e comestibil. Atât. Restul este format din ciocolată albă cremă. Și aici avem un nut pentru tine. Un ce? Un nut. Nut? Da, este un mini tort. Sleeve 40. Mulțumesc frumos. Bun. Acum pe Neamărin, nu știu pe unde e Neamărin. La Neamărin mă gândeam, mă, ce să-i fac eu la omul ăsta, că el ține la tradiție. Neamărin, ție ți-am făcut slănină. Slănină? Bun! Dar e desert. Pe un capac de lemn, ceva dulce, dar arăta ca două bucăți de slănină crestate, încinse la foc. Dar ele erau tot din
dulce. Știu că a comandat la noi la restaurant cu o porție de papanaș. Și atunci eu papanaș și i-am transformat în slăninuță. E fantastic ce face omul ăsta. Dar ce ar fi să le fac deserturi și celorlalți? M-a inspirat videoclipul tău, Aroma. Am și făcut ceașca de cafea care are mult aromă și iasă aroma afară. Mulțumesc mult. Este o prăjitură cu ciocolată și cu nucă. Mulțumim, aș fi vrut să mi le dea mie pe toate, dar nu mi le-a dat. Mi-a făcut deserturi personalizate. Mie mi-a făcut un ghiveș de rozmarin care este umplut de fapt cu tort. Practic pământul este prăjitura. Și arată fix ca un ghiveș, iar rozmarinul este încă verde. Dar ăsta lui Liviu, oare n-aș putea să-l mănânc eu? No! Măcar nu duc. Aș putea așa. Dă-ți și mie un telefon. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Ce frumos! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Așa mi-aș dori să fie. Așa mi-aș dori să fie. Să se ajute Dumnezeu să faci 100 de filme. Te iubesc, nebun. Când a văzut ce tort i-am oferit, s-a repezit în brațele mele și a început să plângă. Ca un copil, și eu, și el. Mi-a zis la ureche, te iubesc, tăticule. Te iubesc. Așa o să zic. Te iubesc mult. Te iubesc mult. Dar am devenit mai sensibil la 40 de ani, știi? Mai e pravo. La mulți ani să trăiești. Bravo. Este cel mai frumos tort pe care l-am primit vreodată în viața mea. Îl iubesc pe Barbu ca și cum e tatăl meu, pentru că eu mi-am pierdut tatăl anul ăsta și a fost un an mai greu pentru mine și pentru ai mei. Și avându-l pe Neamărin acolo aproape, da, treci mai ușor peste niște lucruri, știi? Eu pe 17, mama e pe 18 și fratele meu era pe 21. E un băiat extraordinar. Mie îmi place tare model. Avem 12 ani de când suntem împreună. Știu că lumea ne iubește. Ne iubește așa. Dar noi, în realitate, suntem ăștia. Să îndeplinească. Ia să câștigi la lot. Mulțumesc din suflet pentru tot. Dar trebuie să și citești. Am citit asta, mă. Cum ar fi? Am zis și înainte. Cum ar fi să întâmplă așa ceva? Frumos îți dai seama. Și fii atent. Ca să rămâne acolo, așa trebuie să facem asta. Și acum e gata. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. A rămas fără cuvinte, nu credeam. Da, și cât am muncit la el. Da. Cred că e destul de emoționant momentul ăsta în care faci 40 de ani, mai ales ca bărbat. Dar să-l lăsăm un pic să-și revină.